Iași Juniors Cup. Am văzut că toate orașele din țară au, marile orașe, au Brașov Juniors Cup, fotbala la Cluj și mai sunt, erau și pe la București și la și în alte părți. Și am să facem și noi o competiție la Iași, pentru că de la Magic Holiday Cup de acum vreo 6 ani nu s-a mai organizat niciuna, până am făcut noi Iași Juniors Cup, noi. Împreună cu cluburile care mă pot ajuta, ne pot ajuta să ne ofere bază sportivă ca asta. Pentru că în Iași nu se poate, trebuie să ne rugăm la primărie să ne ajute cu un teren. Ne-au ajutat în trecut, am reușit să facem ediția a patra aici la Miroslava, ne-au ajutat foarte mult. Au venit cu compresori, cu instrumente, au trasat terenul, au adus porți din partea aia altă, nu vă spun, am schimbat vreo 3 camioane ca să le nimerim. Și sper ca toată lumea să se bucure, mai ales copiii, după un an și ceva de pandemie, a fost greu. Ce să vă zic, a venit și jandarmeria, s-a uitat, a verificat dacă toți, eu acum sunt la interviu, au verificat dacă au mască, au zis totul e în regulă, totul e ok, pentru că este regulamentar. Adică, conform normelor, are voie un adult să însoțească un copil. După cum vedeți, copiii s-au bucurat, nu am mai avut evenimente, contestații, reclamații până acum și toți copiii sunt premiați, medaliați, cu diplome și medalii. Până acum, favoritele au învins. Urmează adevăratele meciuri tari, semifinale și finale la toate cele 3 categorii. Nu, l-am văzut și ieri în interviu pe Andrei Popa. Noi doi am făcut împreună, am fost creierii, am realizat această competiție, am avut ideea asta acum vreo 2-3 luni și am găsit ultimul weekend de înainte de Paște. Este extraordinar față de vineri când au jucat părinții, copiii au jucat prin nămol, prin noroi, dar terenul arată foarte bine acum. Eu mi-aș dori, dacă se poate, să jucăm la Hurricane după ce se termină sezonul. În Liga 3 poate ne dau, că acolo au tribuna, e frumos, bine, dar din iunie am înțeles să dă drumul și la spectatori, odată cu campionatul european, să stea și în tribună, părinții. Sunt foarte bucuros pentru rezultatele de până acum. Am participat cu echipa la 2011, două la 2012, am ajuns în semifinală cu ambele. Și cu Pumas 2013, o echipă în semifinală, jucăm cu juniorul Suceava, foarte tare meci. Și finala cu cel mai probabil cu Didi Junior, cele mai bune echipe din ea sunt la 2013, trebuie să menționez, este Magic Maestrelli, Didi Junior și noi Pumas. La 2012, iarăși cele 3, Didi, Pumas și Magic. Le urez succes tuturor, sper că s-au simțit bine. În ea sunt 16 cluburi de care le știu eu și din partea mea, să fie cât mai multe, pentru că dorința copiilor de a juca fotbal este foarte mare. Trebuie să mă duc, am meci. O competiție foarte reușită care a adus în prim plan copiii care nu au mai jucat de mult timp, neavând competiții. O competiție binevenită pentru toți, cât, atât pentru copii cât și pentru noi ca antrenori, să ne mai testăm un pic jucători, copilași. Am participat la această competiție cu două grupe, am avut o echipă la 2011 și o echipă la 2013. Copiii au jucat niște meciuri foarte frumoase, s-au distrat în primul rând, mai puțin contează rezultatul la momentul actual. Cu mare drag o reveni și sperăm ca pe viitor să mai organizăm și noi alte cluburi acțiuni de genul acesta pentru micuții fotbaliști care îi antrenăm noi. Sigur, după starea asta pandemică a României și numai a România, întregii luni, o ieșire așa în aer liber și o competiție, o încurajare pentru sănătate este de bun augur. Mă uit așa cu invidii chiar la acest număr mare de jucători veniți prin toate județele Moldovei, o competiție în care merită lăudați organizatorii, deci am înțeles că e Miroslava, CSM Miroslava și cu Pumas Iași. Două grupări care vor să își ridice standardele de performanță, începând, știți cum e performanța, întâi te duci spre cantitate și apoi apare și calitatea. Este de lăudat și chiar am să-i felicit personal pe cei doi inițiatori ai acestei competiții. Sigur, de ce să nu recunoaștem că am alergat în gol perioada asta, începând de la 6 copii, 10 copii, cât am avut dreptul să facem acele mici antrenamente pe grupe. Acum s-a dat drumul la competiții doar pentru juniorii mari. Sunt implicat în aceste competiții și unde facem tot felul de teste săptămânale,
rapidi, nerapidi, dar una peste alta eu mă bucur la aceste competiții organizate de cluburile cu jucători și cu grupii foarte mici, pentru că până la urmă de aici trebuie să iasă cei care vor face și performanță pe viitor. Da, pot să spun aici unul din turneele tradiționale ale Iașului pe care le-am organizat eu, se numea Summer Cup, care era în primele 3 săptămâni al lunii august, cu echipe venite din București, Galați, se juca 11 la 11, deci totuși o organizare 11 la 11 necesită mult mai multe lucruri, începând de la teren, suprafața terenului în care și poți joace doar două echipe, nu aici, de exemplu, poți să joace 8 echipe odată. Da, la nivel de copii mici, într-adevăr, faptul că și starea fotbalului în Iași este un fel de incertitudine la organizare, la siguranță, la ziua de mâine și atunci n-au avut curajul nici organizatorii să facă așa ceva. De asta este dublu lăudabil această inițiativă a celor două cluburi pentru a organiza un astfel de turneu de așa învergură. Eu cred că normalul, cuvântul ăsta ar trebui scos, chiar dacă președintele țării tot îl spune că România normală, dar deocamdată nu cred că va apare așa de rapid acest termen. Nu numai termen, ci starea noastră normală, nu cred că vom reveni atât de repede. Am prezentat cu 3 categorii de vârstă, în total 5 echipe. Am avut la o grupă 2 echipe, la o altă grupă 2 echipe și la o grupă o singură echipă. Da, destul de bun. Suntem în două semifinale, dar într-o semifinală unde am 2 echipe la grupa de 2011, amândouă echipe joacă între ele, ale mele, semifinală. Nu rezultatul. Rezultatul vine, consecința muncii și a ceea ce faci în antrenament zi de zi. Competiția am urmărit-o în special. Vrem să ne dezvoltăm. Să ne dezvoltăm ca și club. Da, o să trecem la următorul capitol pentru noi. Să terminăm copiii noștri junioratul. Termini junioratul cu noi, ca să nu ne mai ia alte echipe și e păcat de copii. Suntem la grupa de 2011, suntem invitați la turneul campionilor la Câmpul Lung Muscel, unde participă primele 8 echipe din România, din care am făcut și noi parte, luând locul 6 în turneul final din 2019, din decembrie. Celelalte echipe fiind campioanele județelor.